Palatul Episcopal Greco-Catolic Oradea, grav afectat în urma incendiului de sâmbătă seara, va fi preluat în administrare de primărie. Măsura a fost luată pentru asigurarea legalității în ceea ce privește finanțarea refacerii monumentului. Primarul municipiului, Ilie Bolojan, a explicat că după ce va fi încheiată etapa de curățare a zonei de moloz, urmează securizarea clădirii pe timp de toamnă și iarnă, timp în care vor fi demarate procedurile de strângere de fonduri pentru renovare. Primăria Oradea a pus deja la dispoziția oradenilor un cont bancar unde vor putea dona pentru refacerea monumentului. Având în vedere că este vorba de un efort financiar mare pentru lucrări, Consiliul Local a luat deja în calcul și accesarea de fonduri europene. La finalul proiectului, palatul va fi transformat într-un centru cultural modern cu muzeu, bibliotecă și săl de conferință. Până acum, Consiliul Județean a aprobat alocarea din buget a sumei de 100.000 de lei pentru lucrările de refacere și modernizare. În urma incendiului de sâmbătă seara, 1.200 de metri pătrați din monument au fost grav afectați. Pereții exteriori ai palatului au fost recent renovați cu suma de 800.000 de euro.